lumea și bine ați venit la un nou episod de Minecraft aici pe The Hive sau Hive, cum vreți să ziceți. Și v-aș ruga să lăsați cât mai multe like-uri dacă vreți să continuăm. Să strângem cât mai multe, pentru că, na. Și să vedem ce mapă avem, mapa Muffin. Na, asta e bine, vom juca doar două meciuri dacă cumva câștigăm. Pentru că eu zic mai bine, de exemplu, să fac un meci dacă câștig două, dacă nu, pentru o am a revanșa, chiar dacă nici în al doilea nu o să câștig, dar măcar să fac două ca să vă puteți uita. Că, na, până la urmă, după aia, al doilea, dacă nu câștig primul, al doilea, o să stai, de exemplu, cu sufletul la gură și o să vă gândiți, bă, câștigă sau nu, știți, și de-astea. Și atunci, zic eu că nu o să mai fie, o să fie ok și două. Și în plus mai puteți învăța, de exemplu, și skill-uri noi sau ceva de genul. În orice caz, deocamdată nu prea avem nimic bun. N-am niciun pic de armură. Asta este cel mai trist. N-am armură deloc. Deci cam. Și cel mai mare noroc să ne primești pickaxe de diamond fix într-un chest este foarte mare chestie. Și avem și o sabie. Măcar sabie și armură avem. O să-mi cumpăr eu armură și sabie. Că... Îi dau și la tipul ăsta poate un topor și ăsta. Am să-mi enchantez ceva. Hai, dau ceva de armură. Nu am nimerit nimic de armură. Asta e vestea proastă, dar vestea bună este că acum îmi voi lua asta. Asta. Nu mi-am luat decât pantaloni și cască, că mi-am luat două. Și dacă tot sunt aici, hai să-mi iau și niște... Așa. Măcar buți. Acum avem armură decentă. Dar nu destul de decentă ca să pot învinge, să zicem, și noi ceva ca lumea. Noi spargem și asta și pac, pac. Luăm Sharpness 1 și hai să punem și pe pantaloni, pentru că până la urmă pantalonii sunt cam cel mai de bază acum. Și dacă tot sunt aici, să încerc buții. Să ne vedem norocul. Projectile protection, nu. Pe cască, hai să încercăm. Cască, protection, bun. Bun, avem enchant-uri pe două lucruri. Tipule, ce faci? What? Avea tipul lag. Și văd că pe celălalt tip îi pasă puțin, că este atacat giant-ul și văd că sunt deja atacat spre mira mea. Ideea. Și... Tipii ăștia n-au ce pur și simplu ce să-mi facă. Nu înțeleg de ce nu pot să-mi facă nimica, dar... Hai mă, hai... A, măcar ne-am scăzut la roșu. Da, a murit. Bă, că tipul meu e acum full diamond, asta e foarte bine. Dar trebuie neapărat să le distrugă acel gigant. Și iată-l și pe tipul ăsta. Ce și-o fi făcut? Nimeni nu știe. Bun, am luat lapisul. Ah, thank you very much! Hai să ne încercăm norocoacii. Da, nimic bun. Hai, încercăm ce spui tu. Hai, ne încercăm. M-am prins. Nu poți să ai lapis dacă n-ai enchantment book. Dar Sharpness-ul nu mi se pare și cred că și vouă o să vi se pare cam ce mai OP armă, pentru că este și între Sharpness-ul, dar este și, nu?
Și acum nu mai prea îmi pasă că tipul ăsta dă în mine, pentru că obiectivul meu e să dau în ei. Bun. Poate reușim. Chiar dacă nu reușim, măcar o să facem ceva de gen. Mai se întâmplă să mai și dăm failuri. În orice caz, mie mi se pare că green-ul este acum atacat. Da, green-ul este acum atacat. Și asta este foarte, foarte excelent chiar. Acum ne luăm ăsta și o grămadă de săgeți, de să nu mai avem nevoie nici un an, nici un paști. A, pe aici a luat-o ăsta a meu. Și se pare că nu știu cine a luat, dar a luat acest crafting table. Failuri mai proaste ca astea, nu cred că le-am mai făcut. În orice caz, cred că ar trebui să mă duc prin mijloc. Green-ul este cel mai nestacat. Blue! Vine blue! Nu! Recall, dă-i recall, așa tipul. Vrea să mă omoare pe mine, pentru că mă vede mai prost, că n-am armură. Și mă enervam că n-ai armură. Să mai rezist un pic, tipul meu. Honza. Bă, dar ăsta ce kill aur are. Deci puteți să-i dați în ăla cât vreți. Dacă... Da. A, e și cu wanted măcar atât. Dai. O să o crezi tu că fugi. Bun. Hai, repede pe ei. Blue. O întrebare, de unde îmi trag ăia? Headshot sau ce? Ah, blue. Cine mi-a tras? Se pune că și câștigat oricum, indiferent că murim sau nu. Dar o simplă fucking întrebare. De unde pui mei trag? Haide. Până și verdele ne atacă. Asta e cel mai enervant lucru. Adică până la urmă ăștia care erau slabi acum au viață mai multă ca a noastră. Hai să le atacăm gigantul, că până la urmă ei ne atacă. Ia, hai să vedem noi cum să, când e atunci când un proverb ăla, roata se întoarce. Hai să vedem dacă roata se întoarce și pentru ei. Pentru că pentru ei sigur se întoarce. Pac, pac, pac. Să au mai puțină viață ca a noastră, asta este foarte bine. Ăsta nu înțeleg ce are, dar are kill aura. Se vede de la o poștă care... Și n-a prea avem ce să-i facem. Trebuie acum să mai dau 2-3 săgeți. Nu trebuie mai mult. Dar blue este singurul care e problema. Blue e problema, mai bine zis. Pe românește. Băca meu e cu wanted. Ce drăguț, ne-au făcut și pod. Nu? Sunt fin. Băieții ne-au făcut tot ce doreau ei. Dar meu bă că are wanted. Și asta nu-i prea bine pentru că ar trebui tipul să aibă grijă totuși. Pentru că n-a... Honzo. Honzo amore. Frate, green-ul, măcar trebuie să-l omorâm green-ul. Da. Blue are aproape toată viața noastră. Blue. Deci... Mai o lovitură cam trebuie să le dăm. Dar până atunci hai să eliminăm concurența noastră. Băieți, nu vedeți că dau în ei? Le dau în ei! Dau în ei! Nu în voi! Tipii ăștia acum ce vor să facă? Eu nu vreau să dau în ei și
Pot doar să zic că ăștia sunt cei mai ofticați proști pe care i-am văzut ever. Nu, sunt cei mai ofticați. Ăștia se oftică ca niște proști. Și e foarte enervant. A, wanted. Bă, tu dai. Nu, ăla are hack. I-a împins pe amândoi, da, are hack. Am pierdut. Nu mă stresez deloc. Am câștigat, se pune. Și hai să mai intrăm într-un match. Partener. Și da. Hai să vedem dacă reușim să-i batem și noi pe băieții ăștia de data asta, pentru că al doilea meci cam mereu reușim să câștigăm. Has a partener. Văd că majoritatea au parteneri. Asta ar însemna că unul, ori tipii ăștia joacă împreună, pentru că dacă sunt prieteni, vă dați seama că nu prea n-ai ce să le faci la cei care joacă împreună. E cam imposibil să-i bați, pentru că, na, de exemplu, pot să spună unde îs și ce fac. Și așa, de exemplu, o să fie foarte ușor pentru ei. Ok, îi dăm la tipul ăsta un chestplate. Avem tot pickaxe de ăsta de diamond, spre surprinderea mea. De fapt, ce surpriză, că până la urmă... Așa, buți avem. E bine totuși să avem și noi mai multă armură. Să am măcar... o să mă fac și full diamond, pentru că așa trebuie să fim aici, pe Sky Giants. Bun. Avem o armură foarte bună, deci foarte decentă. Exact cam cum ne-ar trebui nouă pentru a putea bate acești tipi. Hai să vedem, hai să ne cumpărăm de aici ceva. În primul rând ne vom cumpăra o cască și asta. Casca. Poate vă întrebați de ce nu mi-am luat arc, pentru că iată un lucru pentru care nu ți iei arc. Dacă desfaceți foarte multe blocuri de iron, vă sugerez în loc să vă cumpărați, să vă faceți voi singur un arc moc. Pentru că până la urmă, decât să consumi atât de puțini bani, mai bine de 5 miliarde de ori să faci asta. Hai să cumpărăm niște blocuri, pentru că așa. A, tipul ăsta doar să sară atâtea. Vreau să văd dacă pot să-l împing, dar ne va ataca, cu siguranță, cred. A, uite cu cine mă joc. Nu, asta e imposibil. Nu pot să cred că joc cu așa prost. Stai să vedeți, numai că ăsta nu o să-i facă nimic. Dacă o să, așa o să stea vorba, eu credeți-mă că eu dau quit imediat.
Încep deja să cred că tipul ăla ori e foarte noob, ori e foarte enervant. Și credeți-mă că aleg mai bine prima variantă. A, uite, Wanted-ul. Clar crezi că nu te văd. A, perfect! Perfect! Picai jos! Firai tu să fii. Asta, ori, ăsta e hacker, se vede după el. Nu, se vede după el! E enervant că tipul ăla nu știe altceva decât să, ce să facă decât să se ofte. Bă, dar cel mai drăguț lucru e faptul că îmi face și pod, bă! Tipul ăsta a încercat în tot acest timp să facă ceva. Hai să punem aici. Să facem așa cu shift-ul ca să creadă că nu suntem... Nu e nimeni aici, bă! Sunteți degeaba, ci. Am încercat să-i mai țin rețin acolo, dar până la urmă nu are niciun rost. Mama, aici e o salată. Ăștia nici măcar nu mă văd. Au făcut cea mai prostă idee să fac asta pentru că... Uite un lucru pentru care să nu faceți tip asta. Pentru că o să rămâneți ca și într-o conservă și giantul vostru până la urmă nu o să vă vadă face nimica. Nu-mi pasă ce iau, protection, trăci, ok. Sunt de tot, goldul este eliminat, n-a fost eliminat de noi, asta e partea rea, dar partea bună este că magenta e foarte scăzută. Bă, tu ce crezi? Ăsta, tipul ăsta crede că dacă... Hai, mai dăm un pic de damage! Măcar să fie roșu! Așa, bun, acum sunt mulțumit de mine. Dar vreau să pun o întrebare la care vreau să răspundă mai toată lumea. Al meu face ceva? Vreți să vă spun răspunsul? Nu. Nu face nimic. Și asta e cel mai enervant, că nu face absolut nimic. A, noi suntem green, 79%. Tipul ăsta cu ce dă? Frate, mai lasă-mă și pe mine. Bă, da, ăștia sunt atât de retarzi. Nu, ăștia sunt stâmpiți, bă, nu ai ce să le faci. Că eu stau pe insulă ca ultimii oameni. Cred că ajung în finală dacă fac așa. Nein. De fapt, o să-mi cumpăr foarte multe. Și nici măcar nu mi-am cumpărat blocurile alea și tot îmi arată că eu le-am cumpărat. Ne ducem în stânga la vecini. Stânga vecinilor... Am trecut pe lângă tipul ăsta pentru că n-am vrut să mă iau la bătaie ca să-și dea seama toată lumea ce, unde sunt eu. Așa că hai să atacăm aici. Tipii ăștia chiar nu pot să facă acel salt ușor. Mă miram eu dacă nu făceau acel salt așa ușor. Că dacă nu-l făceau erau chiar nubi. A, da, amândoi vin pe mine. Ca țiganii. Mamă, deci credeți-mă că nici nu mai văd pe unde dau. Doma dau. Atâta știu că trebuie să dau.
Mamă, dar ce l-am scăzut? L-am scăzut la ambele echipe. Ah, deci tipul meu asta făcea, distrugea bestia. Nu văd că e nimeni aici. Asta... Unul, tipul ăsta chiar crede că sunt atâta de chior încât să nu-l văd. Sau doi. Tipul ăsta nu crede, crede că sunt atâta de chior încât să nu-l văd. Eu la laptop pe prima sau pe a doua. Care vreți voi? Spamatorul de click is out. Tipul ăla nici măcar n-a dat în gigantul meu. Firar. L-a eliminat pe... Tipii aia... A, da, știu cine-s. Macentarii aia, așa le zic eu, aia stau pe insulele lor ca ultimii oameni ca să... Cred ei că câștig așa, nu e deloc așa câștig. Mai ales că tipii ăia nu știu ce vor să facă. Că chiar nu, nici nu înțeleg ce fac cu drapelele alea. Dar tipul ăsta își dă seama că de fapt aici doar se încurcă pe el însuși, nu? Ați intrat greșit. Vedeți, deci deodată ce ați ajuns aici, e cam imposibil să mai ajungă tipii ăștia la tine și le vom omorâ aici gigantul. Green Team Art Champion, am câștigat. Și cam atât cu acest episod, dacă v-a plăcut, dați like și noi ne auzim data viitoare la un nou episod de Minecraft.